Noi non ci piace acest video, aș vrea să fac o scurtă promovare canalului Joker Legendary. Vă puteți abona la el dacă doriți. A postat un video în care a picat o legendară pe Brawl Stars, destul de interesant. Vreau să spun că această promovare nu mi-a scris el în comentarii, nu mi-a scris Joker Legendary, ci mi-a scris Petrea Răzvan despre chestia asta și m-am gândit de ce să nu-i fac o promovare. Nu e o idee prea bună să faceți uneori promovări, că nu prea vă ajută să creșteți promovările. Mai mult vă recomand să vă apucați de un conținut de calitate și... Bineînțeles că eu nu am un milion de abonați, să fiu sigur că o să facă mulți abonați, dar o să facă și el pe acolo dacă mergeți pe linkul din descriere. Deci, după cum v-am spus, nu vă prea recomand promovările, că nu prea creșteți cu ele, dar e pe treaba voastră, ok? Dar asta va fi ultima promovare pe care o să o fac, pentru că, da, nu este o idee foarte bună să promovez. Bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de data asta, ceva ce o să vă placă, pentru că astăzi vom vedea ce update-uri s-au adăugat în noul sezon, atât la Battle Pass, cât și la event și trailerele care au apărut. Cred că știți ce trailer a apărut cu Fortnite-ul, că l-am pus pe YouTube, dar acum vom vedea mai multe lucruri despre noul sezon. Deci apasă acum pe butonul ăla albastru cu semnul ăla, like-ul ăla, nu știu cum neba era. Haideți să trecem direct la subiect. În primul rând, Battle Pass-ul, vedeți aici cu toții Battle Pass aici. Dar s-au adăugat portale noi în Battle Pass și acum vine momentul să le vedeți pe toate. Haideți bă aici, agenți. Practic aici sunt toate misiunile pe care le-am făcut. Și toți agenții, practic. Deci, asta este Brutus, ok? Mai multe informații. Parties the Battle Season 2 Battle Pass and complete Brutus Challenge. Finish the Ghost or Shadow special mission to unlock a bonus style for Brutus. Choose a wishly, your final choice is permanent. Practic de zice să ne cumpărăm Battle Pass-ul și să facem challenge-urile lui și ne spune să terminăm misiunea cu echipa Ghost sau echipa Shadow și tot felul de chestii. O dăm Roger Dead și atât. Practic aici sunt toți agenții secreți și pentru început facem la el misiunea, după 11 zile putem să facem la ea misiunea și tot așa. Deci cam asta este. Acum vine challenge table-ul. Aici practic sunt toate challenge-urile pe care le mai avem de făcut în harta pe care o vedeți aici. Este harta de la din Fortnite. Vedeți aici că ne dă 3 Dirty Misty Meadows Anytime Challenges. Deci practic aici sunt toate challenge-urile. Am trecut și de challenge-uri. Acum avem aici coming soon. Asta înseamnă că în curând va fi Ghost or Shadow aici în această provocare. Acum vedeți aici că avem Daily Assessment și aici putem, de exemplu, dacă dorim să luăm challenge-urile de la început, putem să o facem dând click pe Replay Challenges. Aici mi-arată toate pe care le-am făcut și avem Upgrade Vault. V-am arătat aici sau nu v-am arătat? A, uite, și aici avem Build Your Maya, deci practic avem misiune pentru Maya, skinul la legendar primul din Battle Pass. Vedeți că avem aici vest și putem să facem tot felul de chestii. Dacă facem challenge-ul ăsta, putem primi chiar un stil pe ea. Deci aici avem toate challenge-urile și toate stilurile pe care le putem primi odată ce le facem. Și mai multe informații, tot la fel, ne zice tot aproape la fel ce ne-a zis și anterior, ok? Următorul lucru se bazează, bineînțeles, pe Battle Pass. Deci direct la Battle Pass am terminat. Și în Battle Pass
Vă trebuie să vă cumpărați Battle Pass-ul ca să aveți toate itemele. Eu le-am cumpărat, practic. Vedeți că avem aici Gear Specialist Maya și deschise legendar, skin legendar. Totuși, nu prea arată, ar arăta să fie legendar, dar e ok. Și l-avem și pe Agent Penny, mă, ăsta trebuia să fie legendar. Uite cât de fain arată, uite cât de nice. Și am primit și emote-ul ăsta, se numește Call Me, practic. Hench Life. Și e o animație de cădere pe care bineînțeles că n-am primit-o. Dar am primit 3 tire la level 3, ok? Hai să vedeți, avem aici, putem să dăm chiar și gift. Sau putem să dăm replay la trailerul de la Battle Pass. Hai să dăm și noi replay. Welcome to the agency. You come highly recommended. This is your hideout. Buy the battle pass to recruit this team of agents. Meowsels, a feline enforcer that can take some serious licks. Serios! Midas, a mastermind with the golden touch. Maya, an elite specialist that becomes uniquely yours. And more. Cine dă subtitrat, mă? Throughout the season, you'll complete missions to earn a bonus variant for your Battle Pass agents, Ghost or Shadow. Choose wisely. You'll also embark on limited-time operations that will change the fate of the island forever. Your future begins with buying the Battle Pass. Earn your team of agents, 1,500 V-Bucks, and all new items. The future is in your hands. We know you'll make the right decisions. Good luck. Wow, mă, cum e Battle Pass-ul. Și am văzut că avem și skin-ul cu Spider-Man Deadpool, deci foarte, foarte fain. Ăsta nou. Și vedeți că Battle Pass-ul are și skin-ul ăla cu, uite, ăsta se numește Brutus. Și avem primit și câte 100 de V-Bucks la vreo 3, 4, 5 level-uri de astea. Skinul, avem aici un alt stil al lui Agent Penny, deci practic primim stiluri pe tire mai nou, nu primim stiluri pe challenge-uri, primim și pe tire. Ok. De-o cred că doar la Agent Penny îi. Un skin se numește TNT-na. Bum, vine de la TNT, bineînțeles, și putem să alegem ori pe Ghost, ori pe Shadow. Cum vă place vouă, nu contează ce stil. Se numește Banana X, cred că se referă foarte, foarte mult la skin-ul ăla cu banana. Belly. Avem un alt stil la Tire. Să mă uit să văd ce tire. 77, ok? Și la Tire 80 avem skin-ul ăsta Sky, știi? Și la Tower 100 avem skin-ul ăla legendar Midas sau Midas. Și la level 99 100 de V-Bucks, cum ne obișnuiește Epic-ul. Și apoi urmează un dans extraordinar și anume dansul Springly. Deci cam ăsta a fost Battle Pass-ul nostru. Acum haideți cu următoarele update-uri. Item shop-ul încă nu s-a prea schimbat, dar mai nou poți să cumperi Battle Pass-ul folosind intermediul item shop-ului, știați? Mie nu mi-arată pentru că am deja cumpărat practic Battle Pass-ul, dar dacă nu l-aveți, mă puteți cumpăra. Așa, să bag Jomitsu pe shop ca să nu spuneți că e ceva... Ăsta? The Wismith Pack l-a pus aici. Carrier, avem și trailerul dacă îl vreți să-l pun. Așa, să-l vedem. We'll be right back.
Deci cam asta a fost trailerul, destul, destul, destul de cinematic, aș putea spune, foarte, foarte fain. Uite, ne dă locker-ul, vedeți că am cele două skin-uri legendare. Uite câte skin-uri am, hai să calculez. Una, am 3 skin-uri legendare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, am 15 skin-uri, aproape 20, de bun. Și da, am 3 skin-uri legendare și ăsta cu banana îmi place foarte, foarte mult. Hai să deschidem un match și să dansăm default, ok? Haide mă că intrăm în match dacă e, yep, watch out the storm, bla bla bla, nu-mi pasă, nu-mi pasă, nu-mi pasă deloc. Ne dă și sus early access, solo battle royale, încărcare. Îmi place foarte mult cover-ul ăsta. Ăsta mi se pare mai mult un skin pe care l-am mai văzut. Din sezon X, astea două cred că sunt din sezon X. Și ăsta sau din sezon 8. Bă, cum arată? Nu s-a schimbat nimic. Asta e clar, nimic nu s-a schimbat din joc. Ok? Fraților. Așa. Vreau să vedem toată minunata fază. Red Fusion. Fusion. Zero point. Am reușit să fac level 100 la vechiul Battle Pass. Pentru că, da, am făcut vreo 3-4 tăiare într-o zi ca să-l termin odată și nu a fost așa de greu. Mai ales că ultimul l-am luat cu 150 de V-Bucks. RIP! Nu știu, dar era ceva bug și am căzut. Ești nebun? Da, uite cât de bine mi se mișcă Fortnite-ul cu GeForce. Foarte, 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 foarte nice. Deși mi se mai buguiește puțin, nu e așa de grav. Dar cu GeForce nu merge foarte bine Fortnite-ul. Așa. Aud un chest. Nu-i ca și... Eu nu mi-am luat booster-ul, mi-am luat GeForce Now că e gratis. Știu, nu stau să promovez, n-am promovat GeForce Now că nu sunt sponsorizat de ei. Păi, da. Norocul nu era careva, că-mi dat cu pickaxe-ul, că altfel bănuțul, bănuțul. Dacă nu cumva era ban pe IP. Cel mai grav ar fi să ții bani pe IP, știi? Uau-tă! Săritură plosc, plosc. Direct plosc, plosc cu umbrela aia. Să moară sticleții! Prea mult mă uit la Mitsu, sunt fanul lui. O să iau niște materiale să mă lutez puțin.
Și-a... Nu găsesc niciun chest nimic. Oh, uite, am găsit o nucă de cocos. Dacă aș mânca o, mi-aș lua siege de shield. No, l-au pe unul. Hai să-mi iau odată shotgun-ul. Știi? Oh. No, mă, nu, nu. Să nu te gândești să-mi dai snipe, snipe, că o mănânci. O mănânci, dracu, ne, mama soarei lui să-mi dea cumva snipe. Nu mi s-a buguit. Cred că acum, dacă dau pe Q, că pe Z mi se buguiește. Știi? Să vedem aici a doi. No, eu nu-l văd pe ăla, mă. O fugit. Totuși o să editez. O să editez ca să fie mai bine. Așa, am editat acum. Știi, ar trebui totuși. N-ai ce-i face, alții fost, n-au găsit nici că e excelent. Zici că mă joc în 500 sau 9000 de FPS-uri. No, s-o buguie, nu cred că îl pot sparge. Așa. Oh, ce asta? Creeping cardboard. Ceva nou din noul sezon, cu siguranță. E o cutie din noul sezon. What? N-a făcut nimic. E doar o cutie. What? Așa. Mulțumesc de XP că chiar vreau să fac tier up, level up. Oh, lift. Wow. Ăsta 4. Shotgun-ul ăsta 4 nu e așa de bun, e un gun destul de slab, știi? Nu se compară cu tactical shotgun-ul. Un chest, mă! Oh my god! Așa, no, vine ploaia destul de, mai puțin și drip cu ploaie, gata. S-a terminat, șmecherie. Un medkit, am nevoie de el. Știi?
Totul ce să fugim. No. Alo? Nu te gândești. Gata, am terminat. Nu se mai aude. Și da. Pe ce l-ai va merge tu? Muchidi, ce-am dat kick. Era unul, știi? Mi-am dat kick că, da, filmez și n-am de ce. Așa. Mă, mi se mai buguiește. Da. Dar dacă acesta a fost episodul, nu uita, da click acum pe butonul de like și subscribe dacă mai vrei episoade. Vă mulțumim, ne vedem data viitoare.